tuturor, dragi prieteni, dragi mămici, dragi tătici, sper că sunteți și astăzi alături de noi pentru că discutăm subiecte sensibile. Cearta, fie că vrem, fie că nu vrem, este prezentă în viața fiecărui cuplu, în viața fiecărei familii. Mai devreme sau mai târziu, se întâmplă să și răbufnim în fața copiilor. Nu vrem, nu ne place, dar se întâmplă. Este foarte greu să anticipăm acest lucru și este foarte greu să le dăm seama singuri cum îi afectează pe copii disputele noastre de cuplu. Iar dacă e să vorbim despre o despărțire, un divorț, o asemenea dramă se poate transforma atât de ușor într-o tragedie pentru copii, încât ne este foarte, foarte greu să înțelegem cum îi afectează copilăria și mai apoi viața de adult. Urmărim un material și revenim. În România, divorțul este un fenomen care afectează zeci de mii de familii anual. Conform statisticilor, cuplurile divorțează de două ori mai repede față de acum 20 de ani. Indiferent de motive, suferința și trauma copiilor este inevitabilă, deoarece unii părinți nu au bani să meargă la psiholog, iar alții nu acceptă ideea. Astfel, zeci de mii de copii se transformă în viitori adulți cu probleme. Un procent de 70% dintre părinții care divorțează în instanță nu se înțeleg asupra custodiei copilului. Astfel, tensiunile dintre soți continuă și după separare. Copiii pot trece mai ușor printr-un moment atât de tensionat cum este un divorț dacă au lângă ei părinți stabili emoțional, în condițiile în care atât mama cât și tatăl își asumă responsabilitatea și importanța pe care o au în viața copilului, dincolo de viața lor de cuplu. Acest lucru este realizabil cu ajutor de specialitate. Terapiile de cuplu sunt în ultimul timp o soluție din ce în ce mai recomandată și în societatea noastră. Din păcate, însă, mulți apelează la această soluție când este prea târziu. Nu uitați faptul că părinții sunt modele pentru copii, iar cei care trec prin experiențe de violență în cadrul familiei își însușesc toate aceste elemente negative, impactul asupra dezvoltării lor fiind unul major. Copiii, chiar și bebelușii, percep emoțiile și trăirile părinților, de aceea conflictele dintre părinți afectează în mod direct, indiferent de vârstă. Echilibrul emoțional al copiilor depinde de felul în care decurg relațiile dintre părinți. Oricât de solidă ar fi o relație, la un moment dat discuțiile în contradictoriu vor apărea și oricât vă feriți de copii, la un moment dat tot veți izbucni și de față cu ei. Psihologii recomandă cuplurilor să se pregătească pentru momente tensionate pentru a învăța cum să le facă față, în așa fel încât copilul să aibă de învățat și să nu devină stresat sau traumatizat din cauza violenței fizice sau verbale. Atenție, o dramă a părinților poate însemna o adevărată tragedie pentru copii. Oamenii de știință din Anglia au descoperit, studiind creierul copiilor și al adolescenților, faptul că tensiunea sau certurile între părinți, abuzul fizic sau emoțional, lipsa de afecțiune sau de comunicare între membrii familiei, sunt probleme care afectează direct dezvoltarea acestui organ. Copiii care avuseseră de a face cu probleme familiale ușoare până la moderate la vârste mai mici de 11 ani aveau un volum mai mic al cerebelului, partea creierului responsabilă de capacitatea de învățare, de control al stresului și control senzorial motor. Mark Cummings, psiholog și expert în relații de familie și dezvoltarea emoțională a copiilor, după o serie de studii a demonstrat că bebelușilor le crește presiunea sângelui atunci când își aud părinții certându-se. Practic, chiar dacă nu înțeleg schimbul de cuvinte dintre părinți, ei înregistrează și percep conflictul prin schimbările de tonalitate și atmosfera tensionată creată. Așadar, oricât de mic este copilul, știe și este afectat de conflictele din jurul său, depinde doar de părinți și de modul lor de abordare a conflictelor sau a separării, cum și cât de mult vor influența dezvoltarea copilului. Așadar, un lucru este clar. Modul în care părinții își gestionează stările conflictuale se răsfrânge asupra integrității emoționale a copiilor. Este oarecum greu să știm noi cum percep copiii istericalele, certurile, strigătele și așa mai departe. Și, pe de altă parte, să zicem așa, e greu să vedem cum îi afectează pe termen mediu și lung. Uneori avem timp să ne gândim la aceste lucruri, alteori, de cele mai multe ori când situația nu este roz acasă și în cuplu, nu avem timp să stăm să cugetăm.
Ei bine, eu sper că vom primi în această seară câteva sfaturi despre cum să ne menținem un echilibru sănătos de la Andrada Cosma, doctor în psihologie și psihoterapeut relațional Imago. Bună seara, mulțumesc că ești alături de noi! Bună seara, mulțumesc și eu de invitație și mă bucur mult că ne reîntâlnim. Sunt de această dată, să zic, sau este un subiect și lung și lat, dar știu că personal, crezi în relațiile sănătoase, atât în cuplu, familie și în comunitate. Și vreau să vedem dacă e un ideal sau e un ideal realizabil. Aș vrea să zic că e un ideal realizabil atâta timp cât depunem un efort conștient legat de îndeplinirea acestui ideal. Așa cum tot timpul vorbesc în materialele pe care le pregătesc sau în emisiunile în care sunt invitată, desigur că pare cumva la început, mai ales într-o lume atât de agitată în care trăim, am vrea cumva ca lucrurile acestea să vină natural, să intrăm, să ne formăm o relație, o familie și de acolo cumva lucrurile să curgă natural. Și e de înțeles de ce ne dorim asta, e o zonă de siguranță emoțională pe care noi toți ne-o dorim, dar pe de altă parte ea vine doar dacă, mai ales pe termen lung, doar dacă depunem un efort conștient, adică suntem atenți la ce se întâmplă, cum se întâmplă, nu cu scopul de a trage concluzii pe principiul dacă până în acest moment nu suntem cum noi am vrea să fim atunci, ce se întâmplă cu cuplul nostru, familia noastră, ci mai degrabă să ne tot dăm șansa să învățăm mai multe despre noi și despre cel cu care suntem în relație și în extensă despre copiii noștri, despre familia noastră. Nu știm dacă e de crezut sau nu, să spun așa, că bebelușii chiar pot să perceapă tensiunea și cearta dintre părinți. Majoritatea nu ne ascundem și nu evităm să izbucnim de față cu un bebeluș, tocmai în ideea în care ei încă săraci nu știu ce cuvinte ne aruncăm unul altuia. Și atunci vrem să vedem dacă creierul lor, acum în formare, chiar poate fi afectat de modul în care noi ne comportăm în momentele astea tensionate. Cumva din înțelegerea populară am zice că un copil, știm de fapt că un copil nu percepe, nu înțelege ce se întâmplă, doar că vin studiile din spate despre creierul copilului, care ne arată că lucrurile de fapt se întâmplă exact invers. Și nu în ideea în care copilul înțelege ad literam semnificația cuvintelor, dar copilul percepe starea de tensiune atunci când noi, adulții, de pe margine ne certăm, de exemplu, sau suntem violenți verbal, fizic, unul față de celălalt în preajma copilului. Asta ce înseamnă? Creierul nostru, eu tot timpul spun asta, că mintea asta și creierul ăsta sunt deștepte și sunt orientate înspre supraviețuire. Supraviețuirea înseamnă odată din punct de vedere fizic și mai ales ceea ce ne interesează pe noi pentru calitatea relațiilor este supraviețuirea emoțională. Așadar, ce înseamnă? De câte ori copilul este prezent la o stare de tensiune între noi, părinții, adulții, el va fi orientat să se apere. Și cu cât este mai mic, va face asta într-un mod automat, adică o formă de apărare pe care o are la îndemână cu resursele din acel moment. Asta va însemna că dacă, de exemplu, copilul plânge și noi ne certăm, fie va semnaliza că va plânge mai puternic ca să ne atragă atenția că, hei, eu sunt în continuare aici, vă rog, nu vă mai certați, fie va fi un copil care se va adapta prin faptul că nu va mai plânge, ca să nu mai aducă tensiune în plus față de situația deja tensionată. Și acestea sunt niște răspunsuri automate pe care creierul copilului le face, pentru a putea supraviețui. Fie exacerbează sau contribuie la tensiune, cum am spus și adineaur, plânge în exces și avem acei copii pe care, din păcate, îi considerăm dificili, că plâng tot timpul, nu reușesc să se liniștească. Și avem, pe de altă parte, ceilalți copii care sunt așa de liniștiți și noi toți avem expresia aceea
populară, parcă nici nu știm că e copilul acolo, dar asta nu înseamnă că el nu răspunde la ce se întâmplă. Și atunci ce le-aș recomanda părinților e de fapt să fie atenți că în momentul în care se ceartă de față cu copilul, bebelușul, deci cumva undeva până pe la 3-4 ani, când în mod popular credem că copilul ar începe să înțeleagă mai mult, deși el înțelege din prima, să zic așa, doar să fie atent la face partea aceasta de reparare emoțională. Asta ce înseamnă? Că, deși, cum ați spus și voi în intro-ul pregătit pentru astăzi, inevitabil vom izbucni și în fața copilor. Nu e ceva ce ne dorim, dar dacă se întâmplă, atunci să putem face partea de reparare emoțională. Reparare emoțională înseamnă că, ok, noi adulți ne-am certat, după ce reușim un pic să ne eliberăm emoțional, să putem merge spre copil și să-i spunem: tu, mama și tata s-au certat, știu că ți-a fost greu, spune-mi cum te simți. Asta dacă avem un copilaj mai mare care ne poate răspunde. Dacă avem încă un nou născut sau un bebeluș până la vârsta în care poate să începe să verbalizeze, atunci totuși să mă duc să fac partea aceea de soothing, de liniștire emoțională, în care îl iau în brațe și îi ating corpul de corpul meu, pentru că aici e vorba despre o liniștire la nivel de corp. Și doar repet cuvintele acestea: ești în siguranță, ești în siguranță, și îl mângâi, pentru că la vârsta aceasta micuță, bebelașii și copiii sugari reacționează de fapt la o liniștire fizică mai degrabă decât la o liniștire prin cuvinte. Dacă tot aminteai de momentul în care încep copiii să înțeleagă, de obicei când vedem că încep să spicuiască cuvinte și sunt mai atenți să le reproducă și așa mai departe, ne activăm și noi ca părinți și încercăm oarecum să ne răfuim de parte de ochii copilului, și atunci procedăm așa: în camera ta, afară, oriunde, fă-ne loc că e război. E o practică până la urmă care se întâmplă, nu știm dacă e una sănătoasă sau cum ar trebui să îndepărtăm copilul în așa fel încât să nu avem urmări. M-aș tot gândi că ce facem aici? Doar încercăm să rezolvăm o chestie de vârf de iceberg sau învățăm să ne certăm cu capul sau cu creierul din față ca și cuplu? Asta ce înseamnă? Că, ok, vor fi momente în care cearta din cuplu, aș tot face distinția asta între ce înseamnă dinamica din cuplu și ce înseamnă dinamica cuplului cu copilul, că sunt două chestii care se întâmplă de fapt în același timp. Desigur, noi ca adulți putem să avem zile grele, certuri grele între noi, să nu reușim să ne reglăm emoțional, și asta e fix problema noastră de adulți. Dar în momentul în care acest lucru se întâmplă într-o dinamică în care un copil este prezent, acolo responsabilitatea se duce automat înspre dinamica cu copilul. E mai importantă decât cearta noastră. Și de ce? Pentru că nu am vrea ca acest copil să se dezvolte doar ca o reacție la reacțiile noastre. Deci dacă copilul întotdeauna va fi doar o consecință a faptului că, sau el va încasa, de fapt, consecința faptului că noi, adulții, ne certăm, atunci trebuie să luăm asta în calcul. E felul în care noi, părinții, îi punem lui, acestui copil, bazele conflictului emoțional pe care el va duce cu el în propriile lui relații. Și atunci fie vom avea un copil care va crește cu ideea că noi nu trebuie să ne certăm și îi va fi greu să tolereze disconfortul lui ca adult, și noi știm că viața e plină de disconforturi, fie va fi un adult, se va transforma într-un adult care va fi tot timpul pus pe ceartă și care nu va ști din nou să se regleze emoțional, că nu tot timpul trebuie să fii într-o alertă emoțională, nu e ca și cum tot timpul cineva e acolo să te certe. Și atunci, ca să putem face asta, cred că ce aș face aici, într-o primă fază, aș recomanda cuplului să poată să-și aleagă acele momente de ceartă când din start copilul nu este în preajmă, încât să nu fim nevoiți să trebuiască să-l trimitem într-o altă cameră, considerând noi că nu ne aude, când de fapt copilul resimte toată tensiunea emoțională. Și doi, dacă suntem puși în această situație în care, ok, inevitabil copilul e acolo, cred că din nou aș direcționa cuplul să-și spună unul celuilalt: ok, ne este foarte greu acum și da, ne vine să ne certăm, dar uite, copilul este aici,
Haideți să ne concentrăm pe partea asta și să găsim noi un moment mai bun. Dacă să înțeleg, totuși să situație, înțeleg că ar trebui să fim capabili să ne programăm cearta? Ar fi foarte bine și îmi dau seama că asta poate suna puțin așa ca din cărți, adică imaginez și spectatorii care ar putea fi acasă și ar zice ok, dar doamna asta care ne vorbește, ea e psiholog și cum să nu se certe într-un mod elegant când noi, uită-te, iar îmi venea să îi dau cu cratița în cap și el să mă scoată pe ușă. Desigur, sunt situații și situații, dar noi trebuie să înțelegem că dacă nu reușim un pic să ne antrenăm mintea să se certe într-un mod conștient, nimeni nu zice să ne certăm, ci doar să ne certăm într-un mod conștient, de fapt o va încasa emoțional tot copilul nostru. Ce se întâmplă de fapt cu infanții care sunt expuși la tensiuni și certuri, fie ele serioase sau neserioase, fără paravan? Acum, eu am văzut și în cazurile mele de la cabinet, mulți copii și din nou aș face distinția pe vârste. Dacă ne referim la nou-născut sugari care nu pot verbaliza, unde cresc într-un mediu de ceartă, de conflict și nimeni nu vine să-i liniștească, deci conflictul se întâmplă în preajma lor și atunci ei resimt tensiunea și fizic se activează niște mecanisme, fie începe inima să-i bată mai cu putere, fie începe să plângă și are acel tremur al bebelușului care plânge puternic și alte lucruri de genul acesta. Dacă adulții sunt foarte ocupați să se certe ei, să scoată ochii așa metaforii și nu vine nimeni spre copil să liniștească, acest copil rămâne cu acel sistem al corpului nostru neconsolat. Un sistem al corpului nostru care îl pune într-o stare de alertă cu scopul de a supraviețui, adică ce poate să, cum poate un copil mai bine, un sugar mai bine să semnalizeze că nu este ceva în regulă cu el? De obicei prin plâns, prin acel tremur. Dar dacă nimeni nu vine să înțeleagă ce înseamnă acel tremur, adică acel copil are nevoie de consolare și doar este lăsat să plângă, că la un moment dat se va opri el, de obicei din păcate așa spunem, atunci acel copil crește de fapt cu o tensiune emoțională cu care nu știe ce să facă și în arcul de timp se va transforma într-o chestie de episoade de anxietate, de exemplu, sau de atacuri de panică, sau când se va duce la școală și cineva, nu știu, strigă în jurul său, de exemplu, învățătoarea sau educatoarea, chiar dacă strigă la un alt copil. Pentru el va fi foarte greu de procesat toată această tensiune emoțională și va fi mult mai puternică decât poate pentru altcineva care a crescut într-un mediu de siguranță emoțională. Și atunci asta îl va costa, plus că adult fiind poate să dezvolte tot felul de nesiguranțe emoționale, să nu aibă încredere în oameni, în partenerul, partenera de viață, să fie tot timpul într-o zonă de neîncredere față de sine, neîncredere față de ceilalți și care de fapt cea mai mare dramă, dacă vreți, aici este că nici nu-și va da seama de unde-i vin toate lucrurile acestea și de fapt dacă dăm firul poveștii de viață înapoi și ne dăm seama că de fapt vine pentru că a crescut într-un mediu în care părinții s-au certat și nimeni nu l-a consolat emoțional și pe el, atunci lucrurile încep să capete sens, de fapt. De ce? Ca adulți avem tot felul de trăiri emoționale pe care nu înțelegem de unde ne vin. Nu ni se întâmplă nimic rău. Mulți dintre clienții mei adulți vin în terapie și spun, dacă mă uit la viața mea, nu mi se întâmplă nimic rău. Am o slujbă bună, am o familie bună, am un copil, doi, desigur, cu problemele de rigoare ale fiecăruia dintre noi, dar în sensul mare al lucrurilor nu mi se întâmplă nimic negativ și cu toate astea parcă nu mă pot liniști. De ce nu mă pot liniști? Și de multe ori răspunsul vine de acolo, pentru că dacă mă uit înapoi pe povestea de viață chiar de la începutul, cel mai probabil a trecut printr-o formă de traumă emoțională, pentru că în literatura de specialitate, un copil care rămâne neconsolat emoțional de către un adult de referință, inevitabil trăiește o traumă, pentru că este obligat să, de fapt, să se adapteze emoțional. Și se pare că adaptarea asta emoțională nu e prea ușoară pentru adulți, dar rămite pentru copii. Aș clarifica, dacă îmi dai voi un pic, ce înseamnă poate partea asta de adaptare emoțională. Pentru că noi trebuie să înțelegem că adaptarea emoțională e automatismul nostru ca oameni.
De câte ori interacționăm, și acum să ne gândim de când venim pe lumea asta, de câte ori interacționăm cu mediul și într-o primă fază a vieții noastre interacționăm cu un mediu care este supraprotectiv. Pentru că eu sunt bebelușul și la un simplu scâncet, toți ochii sunt pe mine și cumva realitatea mă oferă ce ai nevoie aici, mâncare, trebuie să fii schimbat, să ne jucăm cu tine și de obicei mi se oferă 3-in-1 în același timp. Adică în timp ce te schimb, mă și joc un pic cu tine, poate te și hrănesc și atunci toate nevoile mele sunt acoperite, trăiesc într-un fel de paradis emoțional. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă, nu mai vine nicio supraprotejare. Dintr-o dată auzim expresii de genul, acum ești o fetiță mare, ești un băiețel mare, trebuie să te descurci singur, trebuie să aștepți, trebuie să înțelegi, trebuie să împarți jucăria și așa mai departe. Și eu în continuare, de fapt, interacționez cu mediul și trebuie să învăț să mă adaptez. Dar adaptarea aceasta nu mi-o explică nimeni în cuvinte, din păcate, că asta e problema. Și mintea mea doar să rămânem ancorați în ideea că mintea mea ce știe inițial odată ce am venit pe lume? Că nu trebuie să mă adaptez, mediul se adaptează la mine. Pentru că asta e o eroare de gândire. Eu mă adaptez la mediu. Într-o primă fază a vieții mele, mediul s-a adaptat la mine. Dar pe termen lung, eu mă adaptez la mediul. Și atunci dacă eu nu știu să ghidez copilul să se adapteze la mediu, el o va face într-un mod automat. Și de obicei când ne adaptăm în mod automat și nu în mod conștient, adică cineva să mă învețe așa ca la școală, atunci voi învăța cum voi putea ști eu mai bine. E ca și cum aș fi un mic învățăcel pe lângă un maestru. Învăț din mers lucrurile, nu mi le explică nimeni. Și atunci voi putea ieși un adult care, cum să zic, e echipat așa, din mers. Eu mă adaptez, fie că îmi inhib anumite reacții emoționale și acolo, de exemplu, avem copiii pe care îi considerăm cu minți, liniștiți. Oh, uite-te ce copil cu minte, nu mi-a pus niciodată probleme. Exact, asta e problema. Pentru că înseamnă că ai crescut un copil pe care nu l-ai încurajat să aibă o voce despre ce îi se întâmplă. Din contră, suntem foarte orientați pe copii care sunt vocali emoțional, care e o altă modalitate de adaptare emoțională. Cei care plâng sau care opun rezistență sau cei care tot timpul au cumva ceva de comentat, cu ghilimelele de rigoare. Dar e doar o altă modalitate de adaptare la care copilul apelează pentru că nimeni altcineva nu l-a ghidat cum să facă în momentul acela, cum să reacționeze, cum să se raporteze la realitate. Orice copil care rămâne neconsolat și neghidat emoțional de către un adult se va adapta fie prin faptul că își va exacerba reacția, o va face mai mare decât este, fie că și-o va inhiba, adică se va pune ca într-un fel de, ca și cum îi pune pe cineva pe silențios. Dar ambele sunt la fel de periculoase pe termen lung, pentru că în timp vom avea de-a face cu un adult care de fapt nu este echipat să poată procesa realitatea din punct de vedere emoțional, astfel încât să-și asigure bunăstarea și va fi tot timpul doar într-o formă de supraviețuire emoțională, tot timpul în alertă, tot timpul nemulțumit, tot timpul nefericit, tot timpul neconsolat. Dacă e să rămânem la acest capitol de ceartă în familie, să zic așa, pe lângă certurile care pot să apară între soți în cuplu, apar destul de des și certurile părinte sau părinți copil. Și din acest punct de vedere am văzut foarte des că facem pe polițistul bun și polițistul rău, iar uneori rolurile se schimbă, însă cum ar trebui de fapt să ne certăm copilul în așa fel încât relația dintre părinte și copil să nu aibă de suferit sau să nu ajungem să ne certăm noi ca și adulți între noi din cauza abordării oarecum greșite a copilului? Iarăși m-aș întreba aici și aș schimba un pic, de fapt, punctul de referință, pentru că scopul nu este să învățăm să certăm copilul mai bine, că nu există așa ceva, ci mai degrabă aș înlocui a certa cu a-l ghida pe copil. De câte ori îl văd pe copil într-un impas, dacă eu pot să-mi activez cunoașterea aceasta cu creierul din față, cu creierul ăsta mai matur, mai intelect, că de fapt acest copil are nevoie de ghidare, nu are nevoie să fie certat. Nimeni nu învață din iubire dură. Iubire dură înseamnă când îl scuturi pe copil și există și în concepția populară că oricum cu mine în asta nimeni să-mi explice toate nuanțele vieții și ia ce bine am ajuns.
Desigur, la prima vedere așa pare, dar pe de altă parte, mai ales în realitatea aceasta în care trăim noi acum, unde foarte bine sunt ancorate de fapt abilitățile acestea de relaționare emoțională și reglare emoțională, că până la urmă nu mai livrăm și în mediile în care noi funcționăm ca adulți. Nu mai suntem atât de specifici pe ce trebuie să facem, ci pe felul în care interacționăm cu ceilalți. Asta ne aduce, de fapt, bunăstare și la locul de muncă. Dacă eu știu cum să interacționez cu celălalt, nu doar neapărat să știu ce am de făcut. Asta e o poveste pe termen lung. Așadar, când vreau să îmi vine să-l cer pe copil, ar vine să-mi amintesc că eu, de fapt, vreau să-l ghidez. Și ghidarea înseamnă să stau un pic la același nivel și să văd realitatea prin ochii copilului. Noi trebuie să înțelegem că până pe la vârsta adolescenței sau când vine pubertatea, undeva așa ca un cadru general, să zicem, între 11-13 ani, fete, băieți, până în momentul acela, copiii sunt reacție la reacția noastră, pentru că încă nu este destul de bine dezvoltată din punct de vedere cognitiv al dezvoltării minții capacitatea de a se gândi că se gândesc, de a analiza realitatea cu propria lor minte. Copiii sunt foarte orientați înspre a reacționa după cum văd în jur ca model. Acum fie că este părintele, fie că este învățătorul, fie că este educatoarea, mă uit la ce face adultul de lângă mine și încerc să copiez un pic din cum face el. După care, când vine pubertatea peste acești copii și respectiv se și rafinează capacitatea asta de a se gândi că se gândește și analizează lumea pe cont propriu, dintr-o dată ne trezim cu niște copii pe care îi considerăm, din păcate, că sunt obrazniși, comentează înapoi, tot timpul au ceva de spus. Când, de fapt, dacă ne-am dat un pas în spate, am vedea că e modalitatea lor de a explora lumea în ritmul lor, cu propria lor minte. Și e absolut natural să se facă această tranziție de la copilul care îmi modelează mie comportamentul la avea propriile lui reacții. Și de multe ori, din păcate, părinții cad aici în capcana în care, odată cu perioada pubertății și adolescenței, ajung, din păcate, să-l pedepsească pe copil care are propriile gândiri, trăiri și comportamente. Desigur, nu toate sunt de cel mai multe ori acelea pozitive pe care noi le căutăm la copil. Desigur că el va lua decizii greșite, dar nu este despre conținutul alegerilor copilului, dacă alege bine sau nu, ci dacă eu ca părinte pot să văd în spate că acest proces înseamnă de fapt modalitatea copilului de a explora lumea pe cont propriu și ar fi bine ca eu să pot să-l ghidez și să-l încurajez să facă asta, nu să-i tai aripile, să-i spun tu niciodată nu faci lucrurile bine, întotdeauna te arunci, nu știu, să iei decizii și uită-te cum de fiecare dată aceste decizii se dovedesc a fi negative sau iarăși m-ai făcut de rușine cu felul în care ai reacționat, te-ai comportat acolo sau dincolo. Și în felul ăsta, dacă îi transmit mesajele acestea, eu de fapt îi tai copilului aripile în a explora lumea în ritmul său. Desigur, copilul are nevoie de autonomie, doar că această autonomie să fie una ghidată de pe margine. Și asta înseamnă că eu, ca părinte, atunci ar fi bine să mă pot duce doar să invit copilul să-mi spună mai multe despre cum te s-a gândit să facă așa cum s-a gândit să facă, ce a simțit în acele momente, cum se gândește să facă pe viitor, să-l încurajez de fapt să aibă o alternativă ca să nu rămână un adult pe termen lung blocat în dacă nu mi-a ieșit din prima, atunci eu renunț, ci mai degrabă nu mi-a ieșit din prima sau nu, la hotărârea bună din prima, dar pare cum aș putea face eu în mod diferit și atunci îl rog să se gândească la o alternativă și în același timp, dar doar după ce am făcut pașii aceștia, și eu ca părinte pot să împărtășesc cum s-a simțit pentru mine ca părinte când el, copilul, a făcut, nu a făcut un anumit lucru și aș putea să-i spun ceva de genul, uite, îmi dau seama că tu așa te-ai gândit să faci în acel moment, doar că mie mi-a fost greu de pe margine să văd cum ai luat această hotărâre, îmi dau seama că nu-i despre mine, de multe ori părinții foarte mult se contopesc așa emoțional cu copilul. Dacă tu ai făcut asta, înseamnă că pe mine m-ai făcut de rușine, ce o să zică ceilalți despre mine? Și foarte ușor ca părinți o transformăm într-o poveste despre noi, când de fapt e despre copil.
Copilul nu o să vină a doua oară să zică, știu de fapt ce am vrut să zic acolo, mamă și tată este. O să zică, bine, fie se retrage și pleacă capul și atunci am crescut un copil submisiv, fie va fi un copil care va opune rezistență și voi crede, din păcate, că este un copil obraznic și pe care nu-l pot ține în frâu, când de fapt e un copil neînțeles. Dacă partea asta legată de ceartă ni se pare deja destul de grea de gestionat, ce se întâmplă însă în celălalt caz, care nu e mai atât de fericit, în care părinții ridică tonul unul la altul sau asupra copilului și apar violențele verbale sau fizice? Cum influențează până la urmă un astfel de mediu dezvoltarea unui copil? E intuitiv că nu poate să aibă un impact pozitiv. Dar înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, m-aș gândi mai degrabă pentru acei părinți care ajung ei între ei să se certe, să se lovească, să se înjure. M-aș întreba un pic și i-aș ruga să se gândească și ei, oare eu ca și copil, care a fost relația mea cu cearta? Care a fost relația mea cu conflictul? Ce am văzut eu acasă că se întâmplă ca și conflict? Pentru că de multe ori, de fapt, când ajungem adulți care apelăm la astfel de comportamente cumva pedepsite social, neînțelese social până la capăt, e tot pentru că avem o moștenire emoțională destul de grea în spate din punctul acesta de vedere. Cel mai probabil și eu am fost un copil certat, cel mai probabil și eu am fost un copil admonestat. Și atunci, în timp, tot ce am putut să fac a fost doar să mă adaptez mai departe pe felul în care am făcut-o și în copilărie. Nici nu mi-am dat seama că au trecut poate zeci de ani de când eram un copil neajutorat sub ocara verbală sau fizică a părintelui meu și dintr-o dată mă văd în aceeași situație în care a fost și părintele meu, doar că acum eu sunt părintele înspre copilul meu sau eu sunt părintele înspre și în rolul de partener, înspre partenerul, partenera mea. Și atunci aș vrea să înțelegem că e și o zonă de mit aici. Pentru părinții sau pentru cuplurile care se ceartă des, cuplurile care ajung și la violență fizică, chiar dacă așa cu într-o primă fază am zice, ce familie sau ce-i cu oamenii ăștia, aș vrea doar să avem mai multă blândețe înspre a ne raporta la o astfel de familie, pentru că, și aici o să zic un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem ca atare și să nu aducă și mai multe controverse. Nu e nimic în neregulă ca ființe umane legate de acele persoane care apelează la astfel de violențe. Sunt doar persoane care, pe povestea lor de viață, cel mai probabil au fost expuși unor traume emoționale și modalitatea prin care s-au putut adapta, fără vreun ghidaj de pe margine, a fost la nivelul acesta. Are foarte mult sens. Ca lucrurile să aibă sens nu înseamnă că sunt corecte, dar are sens de ce unele familii ajung în acest punct. Și atunci, pentru oricine se află în situația aceasta și se uită poate astăzi la emisiune, doar aș vrea să vă dați un pas în spate și să vă întrebați oare ce ar mai trebui să se vindece emoțional în mine ca eu să pot să fiu un adult mai prezent în propria mea viață și să nu mai trăiască să apelez aceste comportamente pentru a mă putea simți văzut, înțeles, iubit pentru cine sunt eu. Într-adevăr, un exercițiu, însă există o parte din societatea noastră care violența domestică destul de normală și sunt destui copii care se dezvoltă într-un astfel de mediu. Ei bine, eu aș merge puțin în cealaltă direcție să vedem ceilalți adulți din jurul unui copil. Rude, învățătoare, educatoare, așa, cum pot să descifreze din comportamentul copilului că ar fi acasă o problemă și că ar fi expus unor violențe. Într-adevăr, de câte ori intuim și de multe ori intuim, că fie că suntem în rolul învățătoarei, al bunicilor, poate al vecinilor, intuim că poate e ceva ce se întâmplă în familia acestui copil,
Într-adevăr, e greu de gestionat pentru că acolo se pun tot felul de limite. Pot eu să intru în această familie, de exemplu, dacă sunt doar vecinul sau învățătoarea. Am eu dreptul să intru în intimitatea acestei familii și așa mai departe. Dar dincolo de cadrul acesta, ca legal până la urmă, ce putem să vedem sau ce ne-ar putea atrage atenția la un astfel de copil este să căutăm acele reacții care fie sunt foarte pe plus, mult prea puternic exprimate, fie sunt prea puțin exprimate. De exemplu, dacă avem un copil foarte vioi comportamental, care tot timpul pare să, nu știu, strice jocul celorlalți copii sau să intervină în jocul celorlalți copii fără să țină cont de acele reguli pe care noi le știm, că cerem voie și așa mai departe. Fie că avem un copil care tot timpul comentează înapoi sau are o replică, fie că în celălalt capăt al spectrului avem un copil care este foarte tăcut, nu-și spune niciodată părerea, întotdeauna face cum îi se spune, nu opune deloc rezistență, este acel copil care poate se lovește des fizic sau ajunge să fie mai degrabă el lovit. Fie că este acel copil care lovește des, fie că este acel copil care se îmbolnăvește des, fie că este acel copil care răcește des, are alergii, poate suferă de probleme cu astmul. Toate acestea sunt indicatori, de fapt, al unei, o să folosesc acest cuvânt, deci aș vrea să-l luați, cum zic, nu într-un mod grav, dar cel mai probabil e un indicator al unei traume emoționale. Pentru că ce înseamnă trauma emoțională? Trauma emoțională nu e ceea ce ți se întâmplă ca eveniment, ci trauma vine din felul în care tu te adaptezi ca să poți face față acelui eveniment. Și de multe ori ne adaptăm, un copil se adaptează, de fapt, fie prin faptul că își închide total lumea emoțională, și atunci vedem acel copil mai timid, dacă vreți să folosim un cuvânt des întâlnit în opinia populară, fie vedem acel copil obraznic, ca să ținem iarăși cont de eticheta pe care cel mai probabil am auzit-o în accepțiunea populară. Fie la copilul timid, fie la copilul considerat obraznic, vedem de multe ori consecințe la nivelul corpului, cum am menționat și adineaur, diferite boli care se accentuează, diferite episoade de răceală mai dese, alergii multe, episoade de astm. De ce? Pentru că e modul în care corpul încearcă să facă față la un stres emoțional pe care nu știe cum să-l gestioneze altfel și atunci corpul încearcă să atragă atenția cum știe și poate el mai bine ca, uite, mi se întâmplă ceva și e nevoie să ai grijă de mine. Dacă vorbim de consecințe, poate nu ar strica puțin să definim ce înseamnă violența asupra copilului, pentru că generații întregi de români au crescut cu bota, cu bătaia eruptă din rai, cu dacă nu impui respect, cine știe cum o să ajungă și ce o să facă, și frica de părinți disciplinează și așa mai departe. Așa au crescut generații întregi și acum începem încet, încet să educăm, să transmitem altfel de mesaje care până la urmă pentru foarte mulți par așa idealisme, SF-uri. Sau vise, SF-uri, oricum or fi scrise în cărți fără aplicabilitate. E de înțeles. Și dacă decupăm ce zice adineaur că generații întregi au crescut amenințarea violenței sau chiar cu violența desfășurată asupra lor, fie că era verbală, fizică și așa mai departe, întotdeauna încurajez oamenii să nu pedepsească ce li s-a întâmplat. Adică, desigur, noi toți am crescut într-o astfel de realitate pentru că acea realitate avea sens atunci și acolo. De ce avea sens? Avea sens în primul rând social. Aveam părinți care aveau maxim 8 clase, trăiam în regimul comunist în care trăiam și care promova la rândul său numeroase alte reguli. Așadar, întotdeauna când ne uităm la moștenirea noastră emoțională, ea întotdeauna e de sine stătătoare. Aceste lucruri ni s-au întâmplat și asta are sens pentru raportarea la perioada respectivă. Din nou, ca lucrurile să aibă sens, nu înseamnă că au fost corecte, că mulți dintre noi în capcana aceasta cădem. Zicem, păi dacă noi am crescut, atunci așa trebuie să fie și acum.
Noi am crescut așa și așa a avut sens atunci acolo. Acum ce se întâmplă aici, acum asta e cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Așadar, dacă, ce i-aș încuraja pe părinți? Să spună ceva de genul, într-adevăr, să recunoască. Într-adevăr, felul în care eu am fost crescut a fost poate prin bătaie, prin violență verbală, prin frică de părinți, prin a nu comenta, prin a face ce trebuie, fără să se uite cineva la nevoile mele. Și asta este moștenirea mea emoțională. Nu pot să o schimb. Dar eu trebuie să mă întreb aici ca și adult, ca și părinte. Vreau eu doar să duc moștenirea mea emoțională unul la unul și să devină mai departe și moștenirea emoțională a copilului meu? Pentru că aici se schimbă lucrurile. Dacă eu am această moștenire emoțională, nu înseamnă că și copilul meu trebuie să o aibă, ci acolo intervine responsabilitatea mea ca exact cu această moștenire emoțională eu să-mi pun întrebarea oare cum vreau eu să mă duc înspre copilul meu încât el să poată să aibă parte de propria lui moștenire emoțională. Și într-adevăr ăsta e un exercițiu greu în sensul în care nu trebuie să trecem prin acest proces singur. Eu tot asta le spun oamenilor că odată ce am conștientizat propria suferință din propria viață și nu mai o ridicăm pe un piedestal. Știi că de multe ori, și asta se leagă de întrebarea cealaltă pe care ai pus-o, cum ne putem da seama că un copil are parte de violență emoțională acasă sau violență fizică? E și atunci când vedem un adult, care la un moment dat a fost un copil într-o astfel de situație, că nu poate să spună nimic negativ despre copilăria sa. Acei oameni care la întrebarea și cum a fost copilăria ta, inevitabil vor răspunde, a fost minunată, nu mi s-a întâmplat nimic negativ, părinții mei au fost minunați. De câte ori am această exagerare înspre pozitiv, e un indicator că de fapt nu a fost chiar așa de bine cum aș vrea eu să cred că a fost. Și de obicei mintea face partea asta de a spăla cumva cu buretele toate necazurile prin care eu trebuie să fi trecut, pentru că dacă ar trebui să stau cu ele cu adevărat, ar fi insuportabil pentru propria mea ființă. Și atunci am tendința să zic că nu mi s-a întâmplat nimic rău, n-a fost atât de rău pe cum ziceți voi acum că uită, strig eu la tine copilul meu și repede te dai rănit emoțional când pe vremea mea puteam să-mi iau poate și un bici pe spate și nu comentam nimic. De obicei e un indicator al faptului că dacă nu mi-aș spune povestea asta, ar trebui să stau cu propria suferință din propria copilărie și asta se întâmplă și când vedem adulți care spun nu-i nimic în regulă cu copilul meu, nu se întâmplă nimic negativ cu el, e doar mintea dumneavoastră, doamna învățătoare, de exemplu, chiar dacă eu sunt doamna învățătoare care atrage atenția că se întâmplă niște lucruri emoționale acolo pentru acel copil. Și atunci, cred că într-o primă fază trebuie să stăm noi, adulții care suntem părinți, și să ne gândim un pic la moștenirea noastră emoțională. Nu înseamnă că e ceva în regulă cu noi, că am trăit în vremurile în care am trăit, dar presupune într-adevăr să ne asumăm un pic de responsabilitate și să facem diferența dintre copilăria noastră și copilăria copiilor noștri. Copiii noștri cresc și ajung în perioada adolescenței, când, de foarte multe ori, se trezesc părinții brusc certați de către copii, sub o formă sau alta. Și ne lovește așa ceva anormal, neașteptat, care se întâmplă. Cum ne pregătim pentru momentul respectiv? Din nou, asta iarăși mi se pare întotdeauna metafora aceasta de vârf de iceberg. Ne uităm la problemă ca la un vârf de iceberg. Ce vedem în momentul în care suntem certați de proprii noștri copii ajunși și adolescenți, e doar un vârf de iceberg. Sunt mult mai multe lucruri în spate care pot explica de ce se întâmplă asta. Și atunci, într-o primă fază, eu ca părinte m-aș gândi cum am putut și am știut eu mai bine. Dar oarecum inevitabil am contribuit la așteptarea pe care copilul meu o are acum. Că copilul meu mă cear pe mine emoțional acum. Cei adolescenți ajung să apeleze la acest mecanism de a certa, critica părintele, pentru că copilul nu percepe o siguranță emoțională din partea copilului, din partea părintelui, cum că acel părinte ar fi capabil să înțeleagă emoțional pentru ce se întâmplă, cum se întâmplă, și atunci ca să nu
fie copilul criticat de către părinte sau pentru că a fost criticat până atunci de către părinte, chiar dacă îmbrăcată într-o formă de eu vreau tot ce mai bun pentru tine, de-aia îți spun lucrurile acum, că e tot o formă de critică, chiar dacă o îmbrac așa, atunci copilul ajunge să apeleze el la tehnica aceasta de critică a părintelui ca să nu fie el criticat sau să nu mai fie el criticat. Deci, inevitabil, acolo contribuie într-un fel sau altul la ceea ce acum pe mine ca părinte mă costă din partea copilului. Și nu zic asta ca să arătăm cu degetul înspre părinte, cum că, uite, e vina ta și tu n-ai făcut ceva bine, ci doar pentru a înțelege că orice vrem să rezolvăm pe lumea asta, într-o primă fază trebuie să mă uit cum oare eu am contribuit la această problemă cu care mă confrunt acum, pentru că această problemă nu a coborât dintr-un eter. E o consecință a dinamicii dintre mine și celălalt și de data aceasta dinamica e între mine și copilul meu. Pe de altă parte, cearta e ceartă și de foarte, foarte multe ori soluția e compromisul, soluția e să comunicăm, să ascultăm și, bineînțeles, să analizăm din toate perspectivele ce are de spus soțul sau copilul și așa mai departe și să se găsească o soluție pentru a merge mai departe. Din păcate, există foarte multe cazuri în care se ia decizia că nu se poate merge mai departe și adulții aleg să-și separe destinele, chiar dacă e un copil sau mai mulți la mijloc. Și având în vedere trendul destul de ascendent așa în ceea ce privește divorțurile, aș vrea să vedem ce ne spune psihologul. Divorțul e despre copii sau e despre adulți? Divorțul este despre adulți cu consecințe asupra copilului, consecințe pe care copilul nu are un control direct. Că aici, ăsta e costul de fapt. Îi se întâmplă ceva asupra căruia el nu poate decide în mod direct. Dar să ne întoarcem un pic de ce divorțul e despre adulți, e pentru că de multe ori, de fapt, se ajunge la divorț, pentru că nu mai știm cum să ne conectăm emoțional unul cu celălalt. Divorțul nu e despre ce ne certăm cu voce tare, că din nou acela e vârful de iceberg, ci de fapt ajungem să ne separăm și ajungem să ne separăm și legal, pentru că venim cu poate o perioadă mai lungă de separare emoțională, chiar dacă noi legal suntem încă împreună. Separarea emoțională înseamnă acea deconectare de partenerul, partenera mea. Eu într-o cameră, el în alta. Copilul, dar într-o altă zi, nu în aceeași zi cu mine și așa mai departe. Așadar, divorțul de obicei este o consecință a deconectării emoționale pe care adulții nu au știut cum să o gestioneze. Și aici intervine, de exemplu, necesitatea unei terapii de cuplu înainte de a ajunge la, poate, decizia de a divorța, pentru că prin terapia de cuplu putem să refacem acea conectare emoțională, să ne simțim iarăși în siguranță emoțională cu partenerul nostru și să nu mai trăiască să ajungem la divorț. Dar aici este un alt proces pe care noi trebuie să-l începem. Uneori avem disponibilitate pentru el, alteori nu avem disponibilitate. Când nu avem disponibilitate, din păcate se ajunge la un fel de împărțire emoțională a copilului care devine, din nou, din păcate, un soi de marionetă emoțională între cei doi adulți, un soi de părtaș emoțional la cearta adulților cu care el crește. Și din păcate aici, într-adevăr, consecințele emoționale pe termen lung sunt destul de puternice, pentru că, de fapt, copilul nu mai are spațiul emoțional de siguranță în care să crească, să se dezvolte emoțional, ci va fi nevoie ca tot timpul să fie atent, să nu-l supere pe tata, să nu-l supere pe mama, să fie un copil bun și ascultător, pentru că uită câtă suferință există deja în familia sa. Și atunci copilul nu mai are spațiu emoțional să se dezvolte pentru cine e el, ci va fi tot timpul un fel de susținător al spațiului emoțional pentru adulții dintre ei, dintre adulții din viața sa. Așadar, responsabilitatea e tot la adulți. Clar, este tot la adulți și
dacă divorțul e o dramă, cel puțin pentru unul din cuplu, poate să nu fie o dramă și pentru copil? Adică putem să-l împachetăm altfel? Putem să reacționăm altfel? Cred că aș face un pic aici o diferență între, n-aș zice dramă, ci aș înlocui cu traumă. Dramă va fi în sensul că emoții negative vor veni. Dar scopul este să nu se transforme într-o traumă. Trauma înseamnă, cum am menționat și mai înainte, când divorțez, eu trebuie să mă întreb ca părinte, oare cum felul în care eu și partenerul, partenera mea funcționăm aici, dincolo de copilul nostru, îl va obliga pe copilul nostru să se adapteze. Pentru că dacă noi doi ne certăm și ne certăm de față cu copilul și îl transformăm așa într-un pion, când de la unul, când de la celălalt, copilul nostru va trebui să se adapteze. Și, cum am menționat și la începutul emisiunii de astăzi, se va adapta într-un mod automat, pentru că nu va mai fi timp ca el să primească ghidaj, pentru că, uite-te, adulții sunt foarte orientați în propria lor traumă emoțională. Și atunci, când mă gândesc la divorț, să iau în considerare, doar să-mi pun întrebarea aceasta, cum îl voi obliga pe copilul meu să se adapteze în această nouă situație? Și dacă eu reușesc să fiu un adult care, deși decide să divorțeze, că divorțul nu-i bun sau rău în sinea sa, divorțul, până la urmă, poate să devină o decizie conștientă și dacă e o decizie conștientă și toți cei care sunt implicați sunt ținuți într-o zonă de siguranță emoțională, chiar dacă noi trecem prin acest eveniment dramatic, dar nu traumatic, atunci consecințele pe termen lung nu sunt negative sau destructive. E doar un alt eveniment de viață negativ pe care noi am învățat să-l integrăm în ceea ce ni se întâmplă. Deci, dacă eu sunt un adult care, deși ia această decizie, pot să țin și spațiu emoțional pentru copilul meu. Adică să mai arunc din când în când un ochi și să mă întreb oare el cum se simte, să-l întreb cum se simte, nu doar să stau în mintea mea, să mă întreb oare cum se simte și să-mi conceptualizez, că de multe ori intervine aici mulți părinți care spun, păi n-am zis nimica pentru că m-am gândit că îl feresc pe copil de ceea ce se întâmplă. Nu o să-l putem feri pe copil de ceea ce se întâmplă, că inevitabil el va simți asta, fie că vede în mod direct, fie că doar decupează niște informații din context. Și atunci, dacă noi ca și cuplu zicem, ok, vom divorța, dar cum putem să ținem copilul într-o zonă de siguranță emoțională? Asta nu înseamnă să-l ținem doar în emoții pozitive, ci să îl tot ghidăm pe măsură ce lucrurile se întâmplă. Constant să avem discuții de genul, văd că te simți, și aici pun o etichetă care cred că descrie cel mai bine cum se simte copilul, spune mai multe despre cum te simți, astăzi s-a întâmplat acest lucru, vreau să povestim despre asta, cum e pentru tine și așa mai departe, atunci copilul va crește într-o zonă de fapt de siguranță emoțională, cu toate că s-a întâmplat un eveniment negativ în viața sa, care inevitabil va apărea în viața oricăruia dintre noi. Da, diferența o va face că va avea pe margine niște adulți care îl vor ști ghida să poată procesa mai ușor ceea ce se întâmplă. Și o ultimă întrebare pentru această seară, cu rugămintea ca pe viitor să ne revedem și să discutăm câteva lucruri legate de terapii, ca să nu ajungem la, uite, punctul final așa și să ne separăm. Se spune că în cazul separării și a divorțurilor e un moment prielnic dacă e copilul mic, că nu înțelege, trece mai ușor peste și așa mai departe. Alții să așteptăm să înțeleagă copilul ce se întâmplă pentru că va trece mai bine prin un asemenea eveniment. Este un moment mai propice decât altul? Este o vârstă la care lucrurile pot fi depășite mai ușor? Foarte pe scurt, nu. Foarte pe larg, e o întreagă explicație în spate. Acum, noi trebuie să ne întrebăm de câte ori ne punem cu un fel de terminus. Când copilul va împlini X vârstă, noi atunci vom divorța. Fie că e o vârstă mică a copilului sau copilul e aproape adult. De fapt, dacă stăm să ne gândim în spate ce însemnătate are asta, e tot o formă de evitare pe care noi, cuplul respectiv, o face pentru că, de fapt, ne este greu să ne confruntăm cu ceea ce ne doare. Ceea ce e de înțeles, această amânare sau, din contră, acest pe repede înainte,
minte cât e copilul mic, ca să nu apuce să... E, de fapt, o expresie a faptului că ne este serios să-mi propria durere emoțională. Și atunci, cumva ne cumpărăm un soi de timp sau, din contră, punem foarte repede punct acestei relații, ca nu cumva să ne doară pe mai târziu. Dar, pe termen lung, inevitabil, oricare dintre decizii, dacă este gestionată așa, pe repede înainte sau, din contră, o tărăgânare, tot îl va costa pe copil. Pentru că, în răstimpul acesta, eu îl expun pe el la un model de dinamică de relație. Dacă, totuși, vrem să luăm hotărârea aceasta, nu contează efectiv timpul în care se întâmplă asta ca vârsta copilului, ci va conta cum îi spun copilului asta. Și aici, iarăși, ne întoarcem la ce proces conștient vrem noi să facem legat de asta, cum poate trebuie să primim ghidaj din partea unui specialist care să ne ajute să integrăm ceea ce ni se întâmplă. Dacă am apelat la acest specialist, nu înseamnă că suntem slabi sau că nu ne-am descurcat singuri, ci că, așa cum ne spun de multe ori oamenilor în terapie, printr-o durere emoțională nu trebuie să trecem singuri. Așadar, pentru orice familie care se află într-o perioadă de cumpănă, doar să-și reamintească că nu trebuie să treacă singur prin durerea emoțională. E cineva acolo care le poate oferi ghidaj, înțelegere și blândețe ca să poată să crească, de fapt, adulți sănătoși, indiferent de ce se întâmplă cu relația de cuplu. Andrada, îți mulțumesc foarte, foarte frumos pentru intervenția din această seară. Cred că o concluzie mai blândă și mai optimistă decât asta nu am fi putut să tragem. Doamnelor și domnilor, toți la un moment dat putem să avem nevoie de ajutor, trebuie să avem și curajul de a cere ajutor și să fim mai open mind, să zic așa, atât cu noi cât și cu cei din jurul nostru. Ascultați întotdeauna ce are de spus celălalt, analizați și lăsați porțile comunicării deschise. Cred că, în primul rând, comunicarea e cheia pentru o relație stabilă și fericită. Vă spun la revedere, Andrada, mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi, chiar și din concediu, concediu plăcut în continuare, și o să ne vedem curând. Mulțumesc.